În cadrul Târgului de Turism Rural de la Albac a fost inaugurat Centrul de Informare Turistică, un obiectiv realizat din fonduri europene. Centrul care va deservi comunele Horea, Albac și Vadul Moților a costat 800.000 și va avea 2 angajați. Centrul a fost construit respectând arhitectura tradițională din Munții Apuseni. Înaintea deschiderii oficiale a avut loc o slujbă religioasă la care au participat numeroase oficialități. Slavă ție Dumnezeului nostru, slavă ție Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dădătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea, și mântuiește bunule sufletele noastre. În încercarea de a dezvolta turismul rural, administrația județeană s-a aflat în ultimii ani alături de primăriile active în acest domeniu. În această perioadă, noi, și mă refer la administrația județeană și locală, am încercat să descoperim tot ceea ce este mai reprezentativ pe aceste meleaguri, să le reînviem și să le aducem ca puncte de atracție pentru musafirii noștri. Și mă refer aici la tradiții, fie că e vorba de folclor, de meșteșuguri, de gastronomie, fie că e vorba de istoria acestor locuri sau frumusețile naturii. Zona Albac-Arieșeni este de foarte mulți ani foarte apreciată de turiști români și străini. Albacul este cel mai important centru de promovare la această oră în turismul rural din România. Este o comunitate, este o comună recunoscută nu numai la nivel național, ci și internațional. Turismul este o activitate din care se trăiește bine, cu condiția să faci servicii de calitate pentru cei care trec pragul casei. Sperăm că acest lucru s-a întâmplat, pentru că vedem de la un an la altul numărul agențiilor de turism, a crescut numărul meșterilor populari din diverse zone ale țării, au crescut. Asta înseamnă că pentru toți cei care facem turism, Târgul de Turism de la Albac prezintă un interes și asta ne bucură pe toți. Despre noul centru, ce ne puteți spune? Noul centru de informare turistică a fost înființat, printr-un proiect european, prin măsura 313, a fost finalizat în urmă cu câteva zile și acest centru va avea drept scop promovarea turistică a localităților de pe Valea Reșului. Comuna Albac are la ora actuală 53 de pensiuni cu o capacitate de cazare de peste 800 de locuri.